Meci bune pentru o parte din fermierii din Maramureș. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură efectuă plățile aferente ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură pentru cantitățile de carburant utilizate în trimestrul 4 din 2019. Ieri s-a transmis din Trezoreria Centrală către centrele județene APIA sumele de bani pentru plata accizei la motorină aferentă trimestrului 4. De fapt, este vorba de o diferență de pe trimestrul 4-2019. În Maramureș, 206 fermieri beneficiază de plata accizei la motorină, plata accizei reduse, cu o sumă totală de 438.539 lei. Astăzi, noi am dus deja în trezoreria județeană, am dus ordine de plată pentru cei 206 fermieri. Directorul APIA Maramureș a sfătuit fermierii să-și verifice conturile în cursul zilei de luni, când ar trebui să aibă deja subvenția de la APIA. Menționez că plata s-a ridicat în această situație, în acest caz, la 1 leu și 89, 1 leu și aproape 90 de bani pentru motorina pentru care ei au consumat-o. Deci atâta li se returnează din cantitatea de motorină consumat în trimestrul 4, plătită la 4 lei și ceva la 5 lei, 1 leu 90 de bani li se returnează.